Ana Maria Prodan nu i-ar fi fost fidelă lui Reghe. Un martor la divorț, dezvăluiri despre relația impresarei. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecam s-au despărțit încă de acum trei ani, dar divorțul nu s-a pronunțat, iar situația dintre ei rămâne incertă. În 2021, Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecam și-au anunțat hotărârea de a merge pe drumuri diferite, care a fost cheia despărțirii de Ana Maria Prodan. La ultima înfățișare a procesului de divorț, Reghe Camp și-a adus martorii. Valentin Petrișor, zis și știinte, martorul antrenorului, a făcut mărturisiri cel puțin uimitoare. Acesta susține că scânteia care a declanșat războiul dintre cei doi soți. De la acea vreme, s-a produs în anul 2018 cu ocazia unui eveniment nefericit. În 2019, Peregheca a înflat deranjat discuția aprinsă dintre Ana Maria Prodan și Dan Alexa, care s-a terminat cu lovirea fotbalistului de către soția lui. În 2018 însă, poate din gelozie, poate din alte motive, Ana Maria Prodan a avut o altă ieșire nervoasă. Ea ar fi furat de la recepția hotelului unde erau cazați Dan Alexa și soția sa, cheia de la camera acestora și a tăiat hainele femeii. Ana Maria Prodan a tăiat hainele soției lui Dan Alexa. Valentin Petrișor susține că impresara ar fi intrat și ar fi tăiat toate hainele Andradei, soția lui Alexa. Martorul lui Reghecamp susține că are dovezi. Dar atunci antrenorul l-ar fi rugat să nu divulge nimic, pentru că nu vrea să-și destrame familia, dar în 2019, după episodul cu pumnul dat de Ana Maria Prodan lui Alexa, antrenorul s-a decis să divorțeze n-am vrut să-i stric familia. Ulterior s-a întâmplat ce s-a întâmplat în 2019. Episodul ăsta din 2018 a declanșat tot. Întâmplarea asta a fost cheia acestei despărțiri. Atunci Laurențiu a luat decizia. În 2018 a fost informat de către o sursă despre acest episod. Aflând despre acest episod, ne-am deplasat la Călăraș și am stat de vorbă cu persoanele în cauză. Acești martori vor fi citați și că vor, că nu vor, trebuie să vină. La fel și Dan Alexa și soția acestuia, care nu cred că o să-i țină partea Ana Mariei Prodan să spună că nu i-a tăiat hainele, a spus Valentin Petrișor la emisiunea Un show păcătos. Cei doi foști soți nu găsesc o soluție pentru pensia alimentară. Tot martorul antrenorului are o explicație și pentru faptul că Regekamp și impresara nu găsesc o soluție privind pensia alimentară a fiului lor. Acest martor, paparazo Valentin Petrișor, susține că Ana Maria Prodan n-a vrut să scape. Ei de trei ani de zile, de când Ana Maria a cerut custodia copilului, cealaltă parte trebuie să plătească pensie alimentară, iar antrenorul nu doar că i-a plătit pensie alimentară. În primul an i-a plătit școala, 20.000 de euro. Regia a plătit până acum un an utilitățile la casa unde locuiește Ana.